îndrăgit-o imediat. Numele lui era Sandu Eliad. Pe nesimțite anotimpurile petrecute împreună se scurgeau unul câte unul, iar ei trăiau din plin menția iubirii, uitând de diferența celor 15 ani care îi despărțea. În casa lui Eliad, mobilată cu mult bun gust, se adunau scriitori, arhitecți, pictori, muzicieni, care cultivau și respectau tradiția folclorică. În casa lui, Maria Tănase a adus cântecul. Și ia uită zău, ia uită zău, să uită la mine rău, of! Ia uită zău, ia uită zău, să uită la mine rău, of! Parcă n-am iubit-o eu, parcă n-am iubit-o eu, măi! Și să uită dușmănește ca să nu-i mai prănădejde, măi, măi! Și notar, de la bărbați și femei, de la tine și bătrâni. I se ascuțise auzul încât se învăța să se le aleagă ca nimeni altul, precum criul de nechină. Dar domnișoara, cum ziceai că te cheamă? A întrebat-o Tănase.
Maria Tănase. Maria Tănase. Lasă glumele, domnișoară, spune serios cum te cheamă. Domnule director, ăsta e numele meu adevărat. Sunt fata grădinarului Ion Tănase, din Cărămida. Cel cu florile. Da? Încelata și timpuța o plâng mereu după măicuța. Oh,